Din nou în legătură directă cu dumneavoastră aici la Sport Total FM, Aerovaza Kamikaze. Așa cum ișa de bine românului, el nu uită de basmul voinicului jumătate. Azi suntem voinicii jumătăți, pentru că jumătate dintre noi nu sunt aici. Sau jumătate plus unul, ca plus să fie... unul, exact. Iată sumarul ediției: femei, pasiune, aventură. România după vizita femeii de la Departamentul de Stat American, femeile făcute albie de porci la Antena 3, noua femeie la care se ducea cu scuterul președintele Franței și vechea femeie a președintelui Franței internată după prea multe pastile. Ce mai? E lumea femeilor. Ascultați Aerovaza Kamikaze, suntem regii radioului. Și așa cum se întâmplă în basme, sigur, vitejii jumătate s-au făcut, patru viteji jumătate, suntem patru jumătăți din nou în fața microfoanelor. Minunile se țin lanț, ca să zic așa. Suntem în săptămâna post-vizită, săptămâna pe care a lăsat-o în urmă, dacă putem spune așa, doamna Victoria Nuland. Ai spune că minunile se țin lanț cu cătușe. Și cu cătușe, săptămâna. Sigur că da, parțial cu cătușe, pentru că, de exemplu, domnului Nicușor Constantinescu, zis bărbosul, zis porcu, așa. Acesta a fost Marian Turosu, lângă mine este Andrei Manțog, Alex Duțu, bărbosul, a avut plăcerea de deschide împreună cu mine emisiunea. Victoria Nuland, te referiți probabil la doamna pe care vrea să o radă, domnul Mazăre. Domnul Mazăre, sigur că da. Numele meu este Alexandru Hâncu și evident că Nicușor... Brazilian, cum se zice. Așa, evident că Nicușor Constantinescu a ieșit din nou în evidență săptămâna aceasta și evident că motivul este simplu, dânsul este bolnav. Dânsul este bolnav, chiar este, evident, toți sunt foarte bolnavi. Mai era și președintele Consiliului Județean de la Argeș, nu? Foarte bolnav. La fiecare... Ei sunt și niște fire motive. Sensibile. Adică e cum aud o... cea mai mică muscă, dacă vine cu un mandat de la procuratura ei, li se face rău imediat, nu știu. Eu de asta și de asta nu m-am băgat în politică și eu sunt la fel. Mie dacă vine o citație de la Enel ceva acasă, mi se numai genunchi imediat. Și cred că la fel și... Da, secvențe într-adevăr scandaloase la Constanța, se poate așa ceva, adică niște procurori după plan local nu puteau veni? Asta e mare problemă. Adică au venit ăștia de la București să-l aresteze, să-l ducă la audieri pe domnul Constantinescu, care a fost ales de 24.000 de cetățeni. Nu, el spune că a fost ales de 7,4 milioane sau da, pe plan local numai de vreo 24.000. 24.000, totuși, da. Totuși, ce vreau să zic, da. E o mafie și la Constanța. Adică, bă, suntem mafioși la Constanța, ne arestează poliția din Constanța dacă sunt jumecher. Adică, nu e corect să ne amesteci. Nu că aș vrea să trag spuza pe turta Brăilei, dar ați văzut că Curtea de Conturi, care a verificat toate neregulile, n-a fost Curtea de Conturi din Constanța, Era din Brăila. Un loc al anticorupției cunoscut pentru incoruptibilii săi, Brăila. Chiar am vorbit cu cineva la telefon și anul trecut și acum la televizor s-a trezit, zice, până noi au venit niște procurori de la București și noi ne-am speriat. Păi de ce? Păi ne-am zis, bă, trebuie să faceți la Constanța niște controle. Păi ce treabă avem noi? Asta că vedeți, mă, ce treabă. Deci dacă nu era Brăila, cred că noi ne bălăceam în corupție în continuare. Sunt câteva repere așa în drumul către democrația României. Da. Brăila e unul. Doamna Nuland și Departamentul de Stat și Brăila. Brăila, astea două sunt stâlpii practică ai democrației românești. Clar. Domnul Nicușor Constantinescu, sigur, a adresat și niște întrebări retorice prin intermediul camerelor de la vederi.
A spus cam așa, adică ce, procurorii din Constanța sunt incompetenți sau procurorii din Constanța sunt timorați? De mine le e frică? Le e... Ce le e? Da. Mănâncă. E mănâncă. Domnul Nicușor Constantinescu, prin intermediul colegilor săi, adică, mă rog, asta e o presupunere, poate e o speculație, colegii săi din Consiliul Județean Constanța au dat publicității o declarație prin care cer desființarea DNA. Care, da. Sau privatizarea, mă. Sau, da, da. Pentru că este o instituție cu practici ceaușiste, comuniste. El a și explicat care e treaba cu legea asta descentralizării care a fost respinsă la Curtea Constituțională. Păi cum doar, adică se interzice să treacă niște clădiri de la administrația centrală la administrația locală, la noi, pe plan local? Păi atunci toate clădirile lui Ceaușescu trebuie să rămână ale lui Ceaușescu. S-a făcut așa o evaluare să știe cam cât a costat drumul ăsta în hârtie, așa, pentru descentralizare? Încă nu, foarte mult probabil că a costat proiectul, pentru că sunt foarte mulți nemulțumiți de faptul că nu va fi pus în aplicare. Eu cred că s-a investit enorm în acest proiect de suflet al premierului, al vicepremierului Liviu Dragnea, de altfel, și al confraților săi, care au și dâns și probleme. Bă, dar eu le-ai spune la ăștia, Nicușor Constantinescu, cu legea asta. Și a mai zis el una. Ce dracu, domne, USL-ul nu-i la putere? Păi, dar nu-i la putere, exact. Da, bă, nene, și-au montat niște oameni la Curtea Constituțională, băieții ăștia, da? Deci a plecat aia la Strasburg, motoca, aia, a mai plecat, s-a mai terminat mandatul de 9 ani la vreo 2 și-au pus ei unii. Acum, recent, unii. Anul trecut. Da, da, da. Deci, că tu mi-ai zis, mamă, fieten, că își pune ponta să strică echilibrul ăla, uh-huh. Șmecherii, Băsescu trăgea și el spune. Bă, și de când și-au pus oamenii în Curtea Constituțională, noi, USL-ul, care am venit la putere, care am câștigat au picat, da. În ultima lună, le-a picat două treburi cu 9-0. Da. Deci, bă, nene, este nedreptate, mă, pe față. Așa ceva. Apropo de, nu exact, că avem, da. Deci am venit la putere în Curtea Constituțională și ăia da. Dau 9-0 oameni. Hai să zici că bine. L-ai pus pe unul acum 5 ani și a uitat ăla, s-a sucit. Îl cunoașteți pe apreciatul analist politic Bușcu Doru. Am auzit. Ați auzit de el, nu? Da. Bușcu Doru a revenit aseară pe unde, cum se spune, pe sticlă, după cum zic alții. Pe Digi, ziceți, la, pe Digi, da. Pe unde, pe sticlă și pe Digi, unde a explicat care-i treaba. Domnule, pe RTV. Era și pe RTV? Înseamnă că e inofensivă, da. Pe RTV trebuie, pentru că este televiziunea ghițistă, care ghiță cu cine-i prieten. El ce copilot a avut? A avut el? Un pilot sau un copilot? Ghiță. Un pilot care a făcut o pagina întâi la Academia Cațavencu, nu? Domnul Chereti. Cunosc un pilot de raliu. Și umorist. Care să amintim ascultătorilor, făcea prima pagina revistei Academia Cațavencu. Hebdomadar. Cel puțin în acte a reieșit timp de mai mulți ani, acea primă pagină era opera dumneavoastră. Un pilot umorist talentat. Domnul Bușcu a explicat. Eu cunosc pe om, chiar are umor. Dar vedeți, domnul Duțu, pe mine nu m-au găsit în niciun registru ca figurând la vreo echipă de raliuri. Da. În același timp. Pe mine, afară, nici dacă n-ai talent, nu m-au găsit nicăieri decât la FISC, mă găsesc tot timpul. Ăștia. Analistul Doru Bușcu a explicat despre ce este vorba. Domne, a zis el, referindu-se, de exemplu, la Nicușor Constantinescu. Domne, sunt oameni de ăștia pe care n-ai ce să faci. Trebuie să-i sacrifici, pentru că au făcut și ei multe. Așa. Ai înțeles? În ce privește replicile acelea, de exemplu, și domnul Mazăre a intervenit, este președintele Republicii Mazăre, domnul Radu Mazăre, da. A intervenit în discuția aceasta cu Nicușor Constantinescu și a zis că trebuie eliminați ofițerii sub acoperire din justiție. Doru Bușcu a confirmat că sunt foarte mulți ofițeri sub acoperire în justiție. Deci aici se joacă care, totul. Care da. Nu s-ai lor, adică care nu-s de partea bună. Da, care nu-s fi de partea bună. Care sunt aceiași, care... dar au trecut... Da. Sau au întors armele. Cum a zis, mă, Băsescu a zis odată de mult într-o confruntare, parcă cu Năstase sau cu... Așa. Dom'le, cine sunt acești nenorociți de la PSD care... Exact, ăștia de partea noastră care au fost la PDL. Care au fost la PDL. S-a reamintit și faptul că Nicușor Mazăre sau Nicușor. Mă știu că unul dintre ei a fost la PDL. Radu Mazăre a fost la PDL, nu? Nicușor n-a fost nicăieri, nu? Decât are probleme acum. A fost PSD-ist de mic. A fost de mic PSD-ist, exact. Și este un om cu probleme de sănătate, evident, pentru care trebuie avută toată înțelegerea. El își cosese o viză de Statele Unite, probabil pentru a perca la tratament.
De aceea și absentase din localitate și a trebuit adus cu forța. Am înțeles că el a avut o atitudine destul de civilizată. El știa că se apropie ceva, va fi invitat la niște audieri. S-a dus, s-a anunțat, a zis: domnule, știți, eu am niște probleme de sănătate, trebuie să plec. Iar el s-a enervat când au venit, deși el anunțase, a zis: băi, spectacolul ăsta l-a deranjat pe el. Mie n-a plăcut așa. Spectacol Ceaușist, cum a spus un domn de la PSD. Ia vă rog, chiar am vrut să zic, nu e Ceaușist deloc. Eu ca analist chiar am făcut o comparație foarte serioasă. Ați făcut analist, acum a spus la profacultate ceva? Nu și-a făcut analiză. Numai pentru treaba asta. Așa. Analist cu decontare de la Casa de Asigurări. Am înțeles, nu treceți la subiect. Domne, voi țineți minte cum a coborât Ceaușescu din tabul ăla? Capul, capul jos. Așa, păi da. Și cum ai văzut că ăsta nu încăpea nici în pasat? Deci care comparație? Ăla neanicu săracu a ieșit cu căciulaia de Astrahan, în timp ce pe ăsta îl împingeau trei oameni cu piciorul, el să proptise cu... Da, i-a scăzut cam jumate din masa corporală al domnului Nicușor. De la stres. De la boală. I-a scăzut? Asta era scăzută? Că nu știu. Asta era scăzută. A slăbit, s-a plăcut. Plus a explicat că și... A explicat că și faimosul episod cu adormitul în mijlocul intersecției a fost datorat incidentul acela tot unor probleme de sănătate. Care alcoolul cauzează. Avea niște probleme de sănătate care, și tratamentul era cam așa: du-te, stai o noapte într-un club, bea vreo 3-4 sticle de whisky, după care trebuie să conduci ca să se revii, să-și facă efect. Nu, și cele 3-4 de whisky produc alte probleme de sănătate. Da, sigur, convocarea aceasta cu procurorii a lui Nicușor Constantinescu a creat foarte multe emoții, excesiv de multe emoții a Sarice săptămâna aceasta, suplimentar excesiv de multe emoții și la Antena 3, unde se așteaptă în luna februarie noi detalii despre condamnările Varanului. Tensiunea a escaladat, ei au trecut pe feminin săptămâna aceasta, s-au luat de Andreea Pora la modul albie de porci și au descoperit printr-o investigație jurnalistică detalii senzaționale despre afacerile Ioanei Băsescu. Afacerile Ioanei Băsescu, evident, cu cine? Cu rușii, cu Gazprom, dovadă că este o familie de comuniști. Acum am dorit să dăm acest episod savuros petrecut la conferința de presă de ieri, cred că era domnului președinte, care s-a întâlnit cu un ziarist de la Antena 3. Să auzim savurosul insert. Bună seara, domnule președinte. Ionuț Cristache, Antena 3. Aș dori să vă... Stați. Postul de propagandă, dezinformare și înșelare a românilor. Da, Antena 3. Vă rog. Postul patronat de domnul Voiculescu, care a fost condamnat în primă instanță la 5 ani pentru furt. Domnule președinte, permiteți-mi să vă adresez întrebarea. Nu, da, vroiam să mă conving dacă e postul Antena 3. Dar acesta nu este acela despre care v-am spus. Nu este un meci între mine și dumneavoastră. Eu am o întrebare la care sper să obțin un răspuns. Domnul Dar Voiculescu dumneavoastră în calitate aici. De ziarist al postului de dezinformare Antena 3, da? Dar nu înțeleg de ce sunteți. Vă rog. Pot să vă întreb? Cum ați reacționat când fiica dumneavoastră v-a înștiințat că lucrează pentru Niș Petrol, subsidiara Gazprom în România, și că obține bani de la Gazprom? Nu m-ai informat. V-am informat eu. Acum noi avem documente, mărturii, video, le-am difuzat aseară. Deci, domnul ziarist, pentru că mințiți, fiica mea n-a obținut niciodată bani de la Gazprom. Avem asta este o minciună a securistului Voiculescu, pe care, din păcate, o pune în gura unor copii. Domnul ziarist, mințiți ca și patronul dumneavoastră condamnat la 5 ani, ca și postul dumneavoastră de propagandă. Mulțumesc. Chiar nu mint, domnule președinte. Chiar mințiți. Epocal. Cine, de unde este? Nu, trebuie să facem jingle să mai asta. Chiar nu mint, domnule președinte. Mai las. Chiar nu, a fost o tăiere, nu știu de unde a fost. A fost cenzurat. A fost o cenzură mică, pentru că Pescu, de fapt, a recunoscut că are un contract. Da, aia venea după aia. Prietene, da. Da. Nu, bă, ce să spun, băi și Băsescu. Au deci nu, se vede cam... Au descoperit America ăștia de la Antena 3. Ioana Băsescu, în calitate de notar, ce face notar? Avizează, ștampilează, ce face? Niște hârtii
ale acestei filiale Gazprom. Da, și trebuie să zic că din da. Serbia. Băi, eu am atunci de la că luat bani de la Gazprom. Nu, bă, eu urmăresc. Cum a luat comision? Băi, stai mă puțin. Am urmărit aseară, au luat foc și aia pe B1 și cred că singurul argument pe care nu l-am auzit cât de cât pro-Băsescu. E un argument pro-Băsescu în chestia asta? Eu nu cred. Da, care să-l ajute pe el. Ce să-l ajute? Ce să-i fi zis, ce aș fi zis eu lui ăla? El a spus așa, domne, la notarul Ioana Băsescu a venit ăia Nish? Se pronunță pe sârbește, care sunt Gazprom, și au autentificat niște acte. Mă, de obicei când autentifici un act, de exemplu, eu duc cu zvânție un apartament și mergem la notar, nu-i musai să plătească Gazprom. Eu aș fi zis, domne, a plătit celălalt notarul. Băi, înțelegi? Degeaba la fel, e clar. Este un comunist împuțit vândut, bă, care prin FISA ia bani de la nenorociții aia de securiști. Nu știu, domnul Băsescu nu s-ar fi enervat dacă nu era așa nicio problemă. Da, s-a enervat destul de tare. Băsescu a zis așa, minți, n-a luat și dacă a luat, i-ai notar, ce să fac? Exact. Cam așa. Și după aia a recunoscut că a luat. De la antrenamentul aia și fi pus, de ce s-a făcut notar, domnule? Exact. De ce tocmai notar? Dar de ce nu s-a făcut balerine sau vânzătoare la... motive evident. Băsescu a fost foarte slab pentru că n-are amintit de fosta soție a domnului premier Tăriceanu, care a fost notarul în cazul privatizării Ford. Am omis cea mai importantă chestie din scandal. Cum arată fabrica Ford, renumita fabrică unde se fac ștergătoare și cârpe și cârpe de șters mânerele din Drăgăva, nu? Deci 3 milioane de lei a luat. Nu omiteți soția. Dacă atâta e comision, e comision. Nu omiteți, vă rog, un fapt foarte important din acest scandal. Cum arată acreditatul Antena 3 la Cotroceni? Deci este un discutăm despre un asta, hipster. Discutăm despre hipster după pauza de normă și în piață publicitară. Avem o primă metro homosexual. O primă dedicație muzicală pentru toți telespectatorii Antena 3 și familiile lor. Grupul american Against Me cu piesa Stop, Take Some Time to Think. Stai, gândește-te un pic. O piesă duioasă. Aerobaza Kamikaze, din nou în direct cu dumneavoastră, Alex Duțu Bărbosu, Marian Turoso, Andrei Vanțoc, numele meu este Alexandru Hâncu, iar în fiecare miercuri la chioșcurile de ziare vă așteaptă, evident, revista Kamikaze. De asemenea, vă puteți abona la ediția de iPad și iPhone prin aplicația iKiosk și la ediția electronică pe internet. Trebuie să continuăm pasajul dedicat clinciului prezidențial antenist. Andrei, te rog să faci o prezentare de fashion, este rubrica de fashion a reprezentantului Antenei 3, care l-a înfruntat cu maximă bărbăție pe președintele Traian Băsescu. Da, au ales bine, după părerea mea, un băiat foarte neutru, așa, se și milă, se dea o palmă, adică nu cred că a făcut bine domnul Băsescu. Dacă l-ați fi văzut, ar fi părut victima în acest scandal, pentru că era cu acei ochelari, are niște ochelari de aceea cu rame groase și negre și o bărbuță foarte trend, ochelarii lui străbunicu se poartă din nou. Și o freză așa, slim fit tot pe el. Gen Tintin. Da, greu. A cincinesc haircut, aș îndrăzni să spun. Cum adică e greu de crezut că acel băiat nevinovat... Ar minți, nu? Ia, îl sună Voiculescu și îi zice... Nu-l sună Voiculescu. Pe el îl sună portarul de la Antena 3 și dă o foaie de hârtie. Pe el nu-l sună nimeni, el din proprie inițiativă să... Adică că e spontan. Să bate cu încă 7, bă, care să fim mai buni. Apropo, dacă tot e zmardoi așa, de ce nu se acreditează domnul Mircea Badă la Cotroceni? Corect. Se ducă Mircea Badă să se bată cu... Ce corect, acreditat să-l trebuie. Să-i zică lui Băsescu ce are de zis. Cam bate pe piște tare de tot, să știi. Zici că bat mai tare decât Mircea Badă. Eu așa cred. Eu așa am bunea. Păi dacă le faci un șpagat, crezi că nu îi impresionează? Da, șpagatul ăla nu te ajută cu nimic. Forțat. La bătaie nu știu cum să vă spun. Șpagatul nu-i termină. Nu te prea ajută șpagatul. Eu, ai văzut pe cineva din să dea cu șpagatul în tine? Bătând oameni. Da, Cichician. Făcea șpagatul în aer. Și da, dobora doi voinici. Nu e nevoie. Mă rog, Cichician evident este Jackie Chan, dar așa îi spunem noi. Cichician. Cichician. Cichician e...
Jackie Chan, eu iar aș zice că ești puțin dar expus. Dar nu prea e nevoie, domnul Dubeica, e ca în filmele de propagandă ale armatei nord-coreene, când arătau cum se pregătesc soldații. Da. Și erau unii, alergau printr-o pădure și la un moment dat apare un camion deodată și unul sare peste camion. Adică o... Cum asta e să ia, făcând un flic-flac? Peste camionul ăla care apărea și el o potecă în pădure. Deci aceasta este o situație de luptă foarte des întâlnită. Da, da, da. În care tu mergi prin pădure și la un moment dat vine un camion care nu opește, se de unde să știe ei cum se luptă dacă n-au acces la filme americane? Exact. E așa, cred că e războiul. Mircea Badea are. Ce știi tu la ce filme se uită Mircea Badea? Numai la... Eu cred că se uită numai la filme în care bați de șpagat. Sunt convins de asta. Acum, probabil că zic, o soluție. Filmul acela corean la care te refereai era despre apărătorii uzinei nucleare de bombă nucleară din Știuleți, nu? Sau aia din Coceni, pe care o fac. Bine, în peninsula coreană sigur că sunt tensiuni din nou și Kim Jong-un anunță aproape zilnic cu anihilarea Coreei de Sud. Da, și Corea de Sud zice că ar împărți manifeste, ar arunca din avion futurași și să încurajeze oamenii să se revolte. Aha. Ce să facă, dacă vă văd așa, păreți că n-ați primit subiectele mele. Am citit, nu, n-am primit deloc subiectele mele, evident. Absolut deloc. Mă uiți și la propaganda asta cu Coreea de Sud, știi? Vezi ce înseamnă ruptura, mă, același popor care au trăit gard în gard. Ruptura asta, cum pățeau oameni, domne, să se revolte. Deci băieții la propaganda angajați acolo, habar n-au despre ce e vorba. Ăla omoară câte 3000 de oameni, asta mi-aduc aminte. Exact. Și ăla le spune, bă, asta mi-aduc aminte, spunea Pleșu, apropo de ruptura asta, că ea care au trăit în libertate, nu mai înțeleg ce era aici. Spunea, domnule, îi povestea lui unul odată în comunism, din Franța, profesor de acolo, domnule, știți că, uite, la noi l-a luat pe unul, l-a băgat la și ăla, l-a întrebat foarte clar, nu, a zis așa, domnule, dar de ce nu dați guvernul judecată? Opinia publică. De ce l-a sărat profesor? Da. Și a mai spus Pleșu, domnule, și la noi nu e carne. Și l-a zis, domne, dar de ce nu faci cineva? Eu aș face un magazin de carne și m-aș îmbogăți dacă nu se găsești. Da. Deci așa și aia, le dau niște futurași, bă, răsculați-vă, stai, bă, băieți, intră tu cu tancurile acolo, le scrie la aia. S-a stabilit și de ce a fost ucis unchiul lui... Da, s-a stabilit, așa. Ia zi, nu e cu câine, nu? Băia cu câinii e greu de crezut, a fost demontată, de ci că ar fi niște surse necredibile că ar fi dat-o pe aia cu câinii. A fost împușcat clasic, nu? Foarte, foarte decent. Deci decent. Pentru asta trebuie glonț. S-au subgrubat, nu știu, în fine. N-a fost cu câini. A fost împușcat clasic pentru proxenetism. Pentru un fel de proxenetism. Adică el adunase niște domnișoare pentru satisfacerea membrilor, tovarășilor din partid. Adică era la secțiunea lor. Era un fel de Erin Grand Hotel. E obsedat de chestia asta, pentru că pentru aceeași acuzație a fost împușcată și fosta sa tovarășă de viață. Bine, îți dai seama, probabil, să nu se afle. Pe care era port de egări, ilegal de egări în... Da, pe scenă. Pe scenă, da? Da, pe caseta video, VHS, ei sunt la VHS în continuare. Asta este. A fost împușcat clasic cu trei uluci din gard în cap și asta a murit. Asta se cu rangă. Am înțeles că domnul... E un șofer, i-a dat un șofer cu ranga, l-a împușcat cu ranga până a sărit sângele. Am înțeles că domnul unchiul, răposatul, obișnuia să folosească acele domnișoare pentru a-i face baie. El fiind mai bătrân, așa, avea nevoie de asta. Așa, lucru pe care el, în copilărie, l-a văzut la tatăl său și la bunicul său. Și ei erau obsedați de igiena asta, de corporală, executată în prezența unor domnișoare. Da. Nu i-au prea plăcut secvențele astea lui. Igiena poate fi executată și în lipsa apei cu diverse... Lichide, salivă. Astea erau sechelele copilăriei lui. Când vedea, îl vedea pe... tăticu dezbrăcat și adresat. Da, pe spate așa. Da, mers pe Oedip acum, pe Oedip. Spuneați despre protestele care în ochii occidentalilor ar trebui să izbucnească în situații de abuz, în situații revoltătoare. Și uite cum la Paris un agricultor a venit cu un tir plin cu bălegar. Nu mai au tractoare. Pe care la dânsul a dorit o cantitate mai mare de balegă și atunci au umplut o remorcă întreagă de bălegar. Era una din remorcă și la acelea care se ridică și deversează, basculează. S-a dus în fața Parlamentului francez și a deversat bălegarul, având inscripționat pe container. A scris din bălegar. Nu, din muște. Nu. Din muște de pe având bălegar. Având inscripționat pe peretele containerului, Jos Hollande,
trăiască a șasea republică. Franța este la a cincea republică, după numărul de constituții pe care l-a avut. El era foarte supărat. Din de pleacă mor, cam așa. El era foarte supărat pe scandalul care zguduie din temelii not, cum ar veni, not. Așa, Franța. Domnule, ce crezi? Domnul președinte al Franței, care, sigur, era cu prima concubina a Franței într-o relație ca în povești și peste două săptămâni, cam așa, trebuiau să meargă împreună la Casa Albă, unde, apropo, astăzi Michelle Obama aniversează 50 de primăveri, a prins al 50-lea cu chețel. Am văzut niște poze de tinerețe cu Michelle Obama. Da, semăna cu Valderrama. Wow. Semăna cu... Așa. Dacă spuneți că doamna așa. Obama... S-a dus către 50 de primăveri, ai spune o glumă, sper să nu spuneți. Se interpreteze, că nu e rasism, mai spune începe să albească de acum. Cam așa, da. Dar pe de altă parte, black don't crack. Așa este, nu știți? Asta cu black don't crack? Eu știu pe once, e ca și ca de exemplu, cum îl cheamă, Wesley Snipes sau Denzel. Ei nu îmbătrânesc, pentru că pielea nu face riduri. So, black don't crack. Este un fapt demonstrat științific. Michel are, mă, că Morgan Freeman e vai mama lui. Păi Morgan Freeman are 180 de ani. Bravo, mă. Și nici Michael Jackson nu se mai ține foarte. Care, mă, Morgan Freeman nu e ăla care a murit în Africa de Sud. Băieți, mă mir că ați ratat să faceți o legătură foarte la îndemână. De așa? Proteste proxenetism în Coreea de Nord. Proteste proxenetism în Lapungești. Imediat, dar avem subiectul. Stai, mă, prietene, stai să terminăm cu Palatul Elize. O lasem mai departe până America, unde, sigur, este așteptat François Hollande. Acum că Michelle Obama și-a sărbătorit în sfârșit a 50-a aniversare, i-a primit antecadou aniversar, încă o săptămână de vacanță în Hawaii, pe banii contribuabililor de la soțul ei. Două avioane militare au adus cortegiul primei doamne a Statelor Unite ale Americii înapoi la Washington. În primul a călătorit dânsa, în cel de-al doilea avion militar a călătorit anturajul. Hai, mă, cum ce vrei. Mare lucru. Barack Obama este președintele american cu cele mai multe zile de concediu, evident pe banii contribuabililor, din istoria omenirii. Din Hawaii, cu vasul Borcea din galaxie. Păi, evident. Așa, nu se știe cu cine va merge François Hollande la Casa Albă, pentru că o revistă de scandal din Franța l-a fotografiat, niște paparații nesimțiți, l-a fotografiat pe un scooter, mergând în spatele securistului pe scooter, la întâlnire cu amanta sa. Nu era el la ghidon? Nu era el, ci că la ghidon, că s-ar părea că nu. Nu știe să țină. Așa, cu aceeași pereche de pantofi pe care mai fusese fotografiat în cursul săptămânii respective, de unde speculațiile că n-ar avea decât una. Murdari. Se ducea să-și viziteze amanta. Dar știți celebra fază din Roman Holiday? Ziceți. Unde domnișoara Audrey, păi, da, mă, bun, okay. Prințesă, mergea cu scuterul cu domnul ăla, cum îl cheamă, că mi-a scăpat. Stai, mă, dacă zici că el, deci el nu știe să meargă pe scuterul ăsta. Poate n-a vrut să-l lase securistul totuși. Probabil are unul să-i facă scuter de la cum au copiii mici, biciclete cu roți ajutătoare. Da, scuter Maria. Se ducea la noua amantă. Există o poză fabuloasă cu... fosta amantă, candidata la președinție, Ségolène Royal, care are 4 copii, stă pe același rând cu el acolo, la Partidul Socialist, cu noua amantă, Valérie Trierweiler, care era ziaristă la... Rottweiler, specialistă în politică la Paris Match, și cu un rând mai în spate, actuala amantă, doamna Julie Gaillet, deci actriță. Deci împreună acolo. Deci acolo, mă, cloacă-mă, da, știi? Ce? Nu, fel de musulmănie, așa. Ceva. Deci influența maurilor. Așa. În plus, dânsul, întâlnirea acestei amoroase le avea foarte aproape de Palatul Elisee. Unde? În Palatul Elisee, împreună cu... Ca să nu consume benzină. În Palatul Elisee, împreună cu staful ei de 5 oameni plătiți cu 20.000 de... Mă rog, care costă statul francez 20.000 de euro pe lună, era amanta oficială, doamna Valerica. Da. Dânsul lua scuterul și se ducea 3-4 stăzi mai încolo, la noua amantă, într-o locuință care s-a aflat că ar fi proprietatea mafiei corsicane. Dar nicio problemă. Bine, deci nu pe banii statului. Nu pe banii statului. Pe banii mafiei. Foarte bine. Dar când e pe banii statului nu-ți convine, când e banii mafiei. Dar
cum s-a aflat de amantă și de întâlnire? A căzut fraierul cu scutul. Nu, paparații filau, băi, ce știu eu, mă, ce paparații au? Paparații filau un bodyguard din corpul SPP-ul Elizeului. Cu care se pare că se culcă Olanda. Cu care nu se culcă Olanda, care o păzea pe aia. Adică are staff pentru actuala concubină oficială, prima concubină a țării, uh-huh. Și are staff și pentru a doua concubină a țării. Și filându-l pe securistul care o păzea pe aia, am ajuns să dea de bivol cu scuterul. Eu cred că știu și de ce merge pe scuter. Așa. Nu știu dacă știți, dar paparații din Franța au o istorie cu urmăritul... Au, da. Șefilor de stat, ca să zic așa. Mă rog, a moștenii... Da. Acum e invers, dacă ei erau cu scutere și au urmărit-o pe aia cu Mercedes, ăsta el e cu scuter, și e cu niște Mercedes. Hey, și figura dracului, aia a aflat, fiindcă a sunat-o cineva, ea lucrase în presă totuși, a sunat-o cineva, vezi că iese mâine aia și l-a întrebat de la obraz, bă, ești cu dânsa? Speculații că ar fi și însărcinată. Speculații că ar fi și însărcinată dânsa asta nouă, Juligaie. Omul are 61 de ani, președintele, dânsa are 41. Băi, că are 61, e că e urât, mi se pare că asta e o noutate. Ceva, iar președintele Franței, mă, c'est la France, le pouvoir, c'est la fascination du pouvoir. Și Sarkozy era mic, dar uite că nu l-a uite că, na, exact. Și femeia a făcut o criză de nervi, nu mai a confirmat și în timpul confirmării a și rugat-o să părăsească cum ar veni apartamentele de acolo, ca să se poată duce și el în America cu cine trebuie. Femeia a făcut o criză de nervi, a luat și niște pastile, e în spital. A ajuns în spital, de la pastiluțe. Ca să sigur scoate, că interpelat la conferința de presă, singurii care au avut curajul să-l întrebe au fost ăia de la Le Figaro, mai de, să zicem, mai de dreapta, așa, mai de, adică necomuniști cum ar veni pe față, la care a dat un răspuns așa evaziv și am confirmat că încă n-a luat o decizie în privința persoanei care îl va însoți în Statele Unite ale Americii. Domnule, e foarte, foarte, foarte drăguț. Vezi ce înseamnă o țară civilizată în care țară merg trebuie, exact. Bine. Îți permis 5 amante. Păi săracul, băi, Băsescu n-are timp nici să Doamne iartă, mă. Asta este. Îl iau ea de la... Zero. O nulitate. Acolo merge politica. Treaba. Bine, președintele la Băsescu e cam așa, știi? Deci el era la Cotroceni unde avea o sticlă de vin și a fost văzut noaptea pe un scuter. Așa. La o vile din apropiere avea și o damigeană de țuică. Ducându-se la Peco, că dar acolo mai era deschis. Așa. Mai azi noapte la ora 3 paparații și a închiriat un apartament ca să-și țină o damigeană de 50 de kg de țuică de prună. Și păzită de un sepepist. Și păzită, da, urmă, că păzită și cu semn pe ea să nu bea ăla. Nu, cumva. E, cam astea sunt realizările. Și o să-l întrebe domnul Băsescu, cu cine mergeți în America? Cu Shiva, Shiva, Shiva sau cu țuica? Cu vinul de țuica. Exact. O nouă dedicație muzicală trebuie să faci. Iată ce repede zboară minutele la emisiunea noastră. O nouă dedicație muzicală, evident, o facem pentru toți cinefilii cu dosar penal și sentință pe țeavă. Am urmat sfatul tău, am văzut unul din cele mai bune filme din ultimii 10 ani, cred eu, The Wolf of Wall Street, într-adevăr. O să vorbim după pauză și de nominalizare la Oscar. Era un exact, pe care le-am anunțat. Deci ții minte, mai lipsit la ediția la care am anunțat că 12 ani sclav va lua Oscarul anul ăsta. Băi, înțeleg că și American Hustle are șansă. Ok, dedicația muzicală este deci din colana sonoră a filmului Lupul de pe Wall Street, Lemonheads cu Mrs. Robinson. Lupul de pe Wall Street este un film despre un băiat care a furat foarte mult și s-a crezut mai deștept decât DNA-ul american, zis și FBI. A furat. A făcut cu executare, după care... Băiat care a aruncat... Atenție, am văzut că toate întâmplările nu film spune sunt, că vreau să sunt adevărate. Nu ne spune. Cumva, adică cumva chiar s-au întâmplat, a aruncat cu niște homar după domnul de la FBI, exact, săracule care cu... ești, care mergi cu autobuzul. Ia motiv aici pentru care a făcut cu executare după ce a trebuit să-și dea în gât toți tovarășii de furat. Să ascultăm Lemonheads, Mrs. Robinson. Aerobaza Kamikaze, din nou în direct cu dumneavoastră, Alex Duțu Bărbosu, Marian Torosu, Andrei Manțoc, numele meu este Alexandru Hâncu. Și evident că vedeta acestei săptămâni pe prima pagina revistei Kamikaze a fost apreciatul premier al Republicii România, domnul Victor Viorel Ponta. Cum s-a deghizat Ponta ca să nu fie recunoscut de americani? Evident, trebuie să cumpărați revista pentru ca să vedeți această operă de inestimabilă valoare teoretică și practică. Deghizarea lui Victor Ponta are niște elemente ajutătoare. Este basca lui Che Guevara, evident, ochelarii lui Carlos Chacal, zâmbetul lui Ionii Iescu
Mostața lui Hitler, să spun aici, mă rog. Hitler. Hitler. Nu Hitler. Așa, nu e clar. Ciocul lui Lenin și cel mai tulburător element de deghizare este pata lui Gorbaciov. Pe frunte, care iese așa de sub șapcă. Iese un pic de sub șapcă, absolut minunat. Revista Kamikaze săptămâna aceasta. De altfel și la rubrica de paparazzo imaginar, nu? Mm-hmm. Avem un instantaneu cu Victor Ponta deghizat la întâlnirea cu Victoria Nuland. Deghizamentul lui domnul. Într-un rând de demnitare acolo, care asistau la întâlnirea președintelui Băsescu cu doamna Victoria Nuland, era și Victor Ponta deghizat foarte discret cu o mască de gaze. Și acest instantaneu trebuie văzut pentru a fi crezut. Evident. Excepțional instantaneu. Vai de mine. Foarte, foarte bun. Paparații imaginar. Tind să fac o critică, sigur, colectivului redacțional. Mă dezamăgește de câteva săptămâni rubrica mea absolut preferată. Este vorba de poșta redacției, unde se întâmplă se întâmplă scenete, nu știu, au apărut dintr-o dată scenarii de film. Nu mai scrii, oamenii vorbește în era... Să apropie și Oscarurile și... Să vină Oscarurile, da. În era telecomunicațiilor, totul se cheamă, e poșta electrotehnică, electrotehnică zice acum, sau nu știu, totul e pe bază de electrotehnică. Au apărut scenete dintr-o dată, sunt lungi dialoguri. Nu, oamenii, am auzit eu, nu mai vor să scrie și nu mai vor să citească slova așternută, da, pe suport de hârtie. Mihai Câdea, ei, de exemplu, doar pe telefon vorbesc. Da, este eroul teoretic poștei redacției, dar de fapt e o interceptare telefonică. Da, lăsați-a. Haideți să vă spun niște știri, da, serioase. Dă-i încolo. Aveți o știre serioasă? Numai serioase am. Domnul Remus Cernea a spus că a fost la delfinariu din Constanța. Da? Și a spus că lucrează la o lege, da, ca delfinii să fie declarate persoane non-umane. Non-umane, da. Ca să nu mai fie încarcerate și tratate, vezi, doamne... Afecțiunea deci de care suferă domnul Remus Cernea este mai veche. În momentul în care au venit... Ce afecțiune? În momentul în care au venit ăștia de stânga la putere în Spania, după Aznar... Țineți minte, cu au fost atentate la pierderea alegeri, au venit socialiștii la putere și unul dintre ei a introdus imediat în Parlament un proiect de lege prin care urangutanii, care au 98,8% din ADN-ul uman, să fie declarați persoane. Non grata. Persoane, pentru că ei sunt persoane. Deci, băi, vreau să-l întreb pe domnul Remus Cernea, dacă zice că delfinii sunt așa inteligenți, de ce n-a inventat ei, domne, focul, nu? Cum a făcut roata? Și doi la mână, el s-a auzit la Constanța și a zis că, vezi, doamne, că de ce sunt închiși delfinii ăia? O fi fost și el la Consiliul Județean, o fi făcut niște aranjamente. Delfinii, nu? De un turn, da, te băga peste pentru ce e el încarcerat. Nu, corect. Nu te pronunța. Justiția. Exact, una, două, o fi făcut el ceva de ăsta acolo și delfinul. Și în plus știi cum e, când e apa mică mergi pe burtă, ori delfinul nu merge pe burtă, sare, la face moment, mai sare face valuri. Este negată de tine, România, că a fost apa mică și au început să meargă pe burtă și le-au crescut picioare, așa am înțeles eu. Așa le-au, nu? Așa ai înțeles. Sunt iubite foarte mult, dar animale, uite, când a fost un caz, cred că am zis la un post de radio dimineața, matinal, da, niște copii din Arad au găsit un cangur pe stradă și l-au fugărit până la omor. Ce a făcut? Până a murit cangurul. Au sunat niște oameni, sunau la poliție să spună că un cangur i-a alergat de niște copii. Îți dai seama, ăia de la 112, de câte ori au închis telefonul? Dar, bine. Deci niște copii aleargă un cangur, da? Un cangur la Arad. Da. Adică dacă suna cineva de la Melbourne sau de la Sydney. Și până la urmă s-au dus, au venit niște agenți de poliție, am înțeles că au recuperat cangurul, dar e la ce cangur pe bancheta din spate. Era o... da, și a făcut o căciulă. Și a făcut o căciulă de Astrahan, șeful de la nu știu de ce te mir, Marian, că nu te credeai și pe tine nimeni dacă sunai la 112 și ziceai că un porc a fost omorât în redacția. Ca să avem cu de către redactorul Alexandru Căutiș, ca să-l dăm. Nu a fost de Alexandru Căutiș, am fost de față, da? Deși nu mă consider autor moral. Okay, ne-am plimbat eu cu Căutiș, cu porcul prin centrul București. De exact, nu râde, nu râde că exact așa. Nu era mare, era un purceluș mic. Da, era mic, nu. Probabil ăla s-a stresat, el probabil nu era învățat cu aglomerația. Nu era învățat să-l fugească Căutiș prin redacție, nu, să-l bage în sac. Chiar nu era obișnuit. După toate astea... Da, domnul Remus Cernea a fost văzut zilele acestea la televizor. Arată la fel. Niciun fel de evoluție la el. Așa, cum s-a arătat?
Are tot geaca aia roșie de la mămica? Era fără geacă, era totuși în studio, nu-l filmau afară. Vă dați seama că a zis Mațoga acum că nu s-a tuns. Păi totuși el se tunde că nu-i crește părul ăla așa. Până la brâu. Nu? Se duce spre mai brâu, tunde. Zici? El se tunde, da, nu da. E... Sau poate îl face, știi că e băiatul la Huddlestone, în campionatul englez, care Tom Huddlestone, care nu s-a tuns un an și ceva, nu știu. Acum s-a tuns că a dat gol, el a făcut... Că... Nu, la Hull s-a dus. Și noi avem în România care nu s-o spală. La Tigri din Hull, orașul Hull, care au un patron nebun. indiano-britanic și el s-a gândit că tradiția asta din Anglia să n-aibă echipele nume, să se cheme FC, orașul respectiv, știi, sau cu mici excepții Arsenal, dar și Arsenalul, că tot într-o zonă Arsenalului își luați numele. Întreprinderea Arsenal. Întreprinderea Arsenal, exact. A zis nu, hai să se cheme Tigri. De fotbal american. Băi, moșule, lasă-ne cu Tigri. Hull Tigers. Hull Tigers. Tigri sunt și pe care de dispariție putea să pură și el câini. Tigri de Bengala, adică eu cred că la asta s-a gândit. Arsenal să fie London Gunners. London Gunners. Nu, trebuie animale, lui îi place cu animale, cu ceva, cu păsări, cu asta. Marmotele, animale mici. Exact, da. Că tigru mănâncă mult, adică eu am vrut și să fac o echipă și m-am gândit, bă, punem tigri, da. Ăstea mănâncă. Huddlestone, da, Huddlestone pe vremea când era la Tottenham mai dădea goluri, de când am venit la Hull, nu dăduse niciun gol, a reușit să șuturi la distanță, de la mare distanță uneori, a reușit să dea un gol. Acum el făcuse pariul ăsta anunțând că momentul care se va tunde, sigur cei care au pariat pe momentul în care se va atunci el vor dona banii de pariuri unor cauze umanitare. Foarte frumos, foarte elegant, nici fel de problemă. Remus Cernea ar putea să facă același lucru, donând banii respectivi, sigur, pentru introducerea delfinilor în Parlament. Să doneze părul direct, să facă o plapă pentru aia de la Pungești. La Pungești. Hai să spuneți cu Pungești. La Pungești s-a constatat de către organele abilitate că o tânără prostituată de 15 ani era acolo, cumva, în tabăra de rezistență, cum se cheamă, rezistența împotriva... Stați liniștiți că a fost plătită, nicio problemă. Da? De Gazprom, aici e problema. Problema era de Gazprom, evident. Problema era vârsta dânseia, jur de 15 ani. Ceea ce, sigur, ce pentru Pungești e foarte mult. Adică asta e problema. Vârsta înaintată, asta era problema. Pe aceeași linie s-a anunțat că Teodor Meleșcanu și a anunțat... era din ciclu ajutare umanitare pentru... Exact. Teodor Meleșcanu, pe aceeași linie de gândire, și-a anunțat disponibilitatea de a candida la președinția României. Deci, în caz că interesează-vă cineva, eu sunt disponibil. La fel și eu. Dacă... Da, exact. Dacă bine, mie mi-a plăcut la vostra seară la televizor pe Meleșcanu, foarte bun. Ce mi-a plăcut? L-au întrebat ăștia, băi, dar dacă pățim și noi, uite, ca americanii cu Snowden ăla, a fugit, a spus ce interceptam. Exact. Și Meleșcanu, foarte serios, așa, din tradiția KGB. Aia, clasică. La noi nu există, domne, să fugă, nu să zică ceva, de noi suntem la americani. Să evocăm și faptul că domnul Teodor Meleșcanu este soțul doamnei Felicia Meleșcanu, cea care a introdus în vocabularul de specialitate românesc excepționalul termen know-how. Dânsa la un telejurnal în 1990 a vorbit de specialiștii cu know-how. Păi și dacă, scuze-mă, dacă tot vorbim de televiziuni, ne-am să aminte de Antena 3. Aseară am văzut, distrugeau justiția, gădea cu ăștia. Da? Și l-au găsit pe unul care fusese condamnat aiurea, supărat tare. Și să-l facă de băcănie pe procuror și pe procurori în general. Da. A, și-a dat, a înfierat, dă-i luptă, nu știu ce. Și până la urmă ăștia s-au prins, cred că era... Chiriac sau nu, cineva. Domne, haideți să spunem numele procurorului, că așa noi vorbim în general. Domne, să-l facem de râs în țara asta, să-i fie lua la rușine, să... că așa vorbim, să dăm un nume. Vă rog, spuneți numele. Era cu vreo 10 ani, treaba. Spuneți numele procurorului, să-l știe lumea. Domne, parcă chema Popescu și nu mai știu cum. Așa. Zic, hai că l-a făcut de râs în toată. Foarte precisă identificare, Popescu. Da. Procurorul Popescu. Deci ca să-l știm. Gata, deci a intrat. Ar fi fost un pic mai greu dacă îl chema Ionescu. Nu, știi că Popa e cel mai... Popa e cel mai frecvent, da? Popa, Popescu, Ionescu, astea, într-adevăr, cu maximă precizie investigațiile jurnalistice de la Antena 3. Bravo, l-au terminat pe ăla. Dar știți ce au făcut la Antena 3? După toate încercările astea... Bă, că sunteți fani? Da, normal. Pe timpuri erau mai buni, încercau să-l dea Iosif Băsescu cu... Așa. Cu de-astea, cu chestii constituționale aproape. Cu glume, da? Acum știi ce-au făcut, mă, pentru împotriva lui Băscu, o petiție.
o petiție pe internet. Păi petiția pentru noastră, demisia. Ia uite mă, nu tu ai lansat-o săptămâna trecută sau cine a lansat-o? Nu, atenție. Așa. Nu o petiție pentru Obama. A fost pentru Obama. Pentru Obama. Acum e o nouă petiție. Așa. Pentru demisia lui Băsescu. Demiterea lui Băsescu. Noi cerem demisia lui Băsescu și să semneze oameni din România. Bă, prieten, deci voi n-ați putut să-l dați referendum cu parlamentul și acum aveți cu o petiție. Ce o să-i fac? O să-i dați un like? Ce o să se mai întâmple ca să... Și oricum, petiția, ca să fie liniștiți, a fost declarată neconstituțională de către Curtea Neconstituțională a României, cum am auzit că se spune pe la Antena 3, făcând un spirit de glumă. Deci Curtea Constituțională e Curtea Neconstituțională. Da, doamna Victoria Nuland, sigur, a venit săptămâna trecută în România. Speculații de ce ar fi venit însă tocmai atunci... Aia. Sigur, primul drum pe care l-a făcut la DNA, din câte am înțeles. A fost în Germania și în Franța și pleca în Estonia. Sau exact, și în drum l-a trecut pe aici așa. Victor Viorel a reușit să nu se întâlnească cu ea. Era și un film pe vremuri, nu știu dacă l-ați văzut voi când erați mai mici, Victor Victoria, cu Julia Andrews, care juca rol de băiat. Mă rog, în fine, de-astea. N-am fost niciodată așa mic. Da, da, în film, din 1982. Victor Victoria nu s-a întâlnit, nu s-a făcut cuplajul acesta, decât în revista Kamikaze, nu pe site-ul revistei Kamikaze, unde este fotodocumentul întâlnirii dintre Victor Viorel și Victoria Nuland cu stenograma respectivă. Merită citit, intrați pe site-ul kmkz.ro și găsiți acolo toate detaliile. Victoria Nuland, sigur, a venit în România să urmească cu DNA, speculațiile care s-au făcut, fiindcă a venit să mai atenționeze, nu? A venit cu o listă, știi cum le face, cu poză. Să dea refresh, așa. Să mai întrebe ce mai faceți, ce se mai întâmplă. Iar pe de altă parte să le explice celor din tabăra cealaltă că poate n-ar fi bine să treacă la anumite măsuri. De exemplu, au anunțat că referendumul va avea loc odată cu alegerile europarlamentare, referendumul de modificare a Constituției. N-ar fi cele mai bune modificări ale Constituției acelea. Și nici ideea eventuală, printr-o petiție sau prin altă formă, de a încerca să-l suspende din nou pe Traian Băsescu cu ocazia alegerilor europarlamentare și a referendumului, n-ar fi cea mai potrivită. Ce vorbești, mă? Tu crezi că aia le-a zis asta, ce ai zis tu astăzi? Nu, nu spune eu că te-a felicitat cu ocazia împlinirea 10 ani de la intrarea în NATO. Crezi că i-aș bat gura atâta, numai vezi și le-a spus direct, bă, băieți, uite, Voiculescu intră la pușcărie, ăla intră la pușcărie, intră la pușcărie, cat! Ca deci, să n-avem, tu crezi că stai solnale, să răcește cafeaua până spui. Exact. Doamne, știți, pentru să facă atacuri la adresa Nu le-a zis direct. Bă, băieți, uite, ăștia au 8. Deci, bărbosul a fost. Intră la pușcărie, ce somă, le-a explicat pe limba lor, că așa n-ai văzut, le spui, domne, vă rog, n-atacați justiția, și zice, da, așa e. Da, da, însă nu. Chestie care, sigur, ascultând acum relatarea colegului nostru, Duțu, de la întâlnirea dintre Victoria Nuland și autoritățile române, sigur că e încă un argument... care dă dreptate Antenei 3 atunci când spun că președintele Băsescu minte, pentru că ce a venit Băsescu să spună la televizor? Că dacă mai continuă ei mult așa cu langa-danga, România ar putea suferi anumite consecințe. Izolarea a fost cuvântul pe care l-a folosit. Până un alta ne fac americanii justiție, foarte bine mi se pare. Da, să facă ea. Unii ar răsufla ușurați la ideea asta. Să nu o facă în China, că ei ce fac în China. Există un articol, Atlantism și Puciulism, în numărul curent al revistei Kamikaze, care sigur ridică un semn de întrebare. Ei ar putea încerca să facă ceva, dar la un moment dat ar putea zice: ia mai dați-vă mă. Exact. Și tot și din vedeți-vă și din cadrul justiției, să vă zic eu, justiția din Buzău, un polițist care ținea ilegal pe un domn, bine, el era condamnat la pușcărie, dar ținea în arest. Așa? L-a scos la o surpriză de ziua lui, l-a dus de el acasă la familie, ca să-i facă familia o surpriză. Șpaga pe care a luat-o polițistul, 206 lei în materiale de construcție. Mi se pare corect. Ești doamna Nuland, despre ce vorbim? Deci, mi se pare foarte care corect. Justiție, polițistul l-a dus pe ăla la ziua lui acasă. De asta și evocam posibilitatea dezinteresului care ar putea apărea la un moment dat. Deocamdată să facem ultima dedicație muzicală din această ediție. Este un cântec de dragoste cu Barry White, de la DNA pentru toți penalii, Qualified to Satisfy You. Calificat să te satisfac. Domnul Nicușor și ceilalți domni, cred că sunteți satisfăcuți și noi suntem satisfăcuți. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Și dacă nu suntem, ne satisfacem singur, că păi ce? Absolut, care e problema? Barry White. Sau rămânem nesatisfăcuți.